fiindcă noi suntem vegetariani, am vrut să deschidem un restaurant vegetarian, pentru că încă n-a existat nici în județ, nici la Sfântul Gheorghe și am văzut oportunitatea în asta. Facem bucătărie internaționale, am început cu micul dejun, care este franceză. Apoi am combinat bucătăria italiană cu arabică și cu cineză. În proiect am cumpărat echipamente de bucătărie. Am început activitatea cu mic dejun. Cu proiectul am putut să cumpărăm niște bani mari și am pus și prânz. Finanțarea a fost un ajutor pentru noi să dezvoltăm și să oferim mai multe produse pentru clienții noștri. Relația cu agenția cred că a fost perfect și n-am avut nicio problemă. A fost foarte comunicativ și ușor. Am crezut că o să fie mai greu, dar a fost foarte ușor. Următorii pași sunt, dorim să facem și livrare acum. Credem că e foarte important în orașul ăsta pentru că e foarte mică. Dorim să facem un cort ca să mergem și la festivaluri și la evenimente mai mari. Dacă cineva are o idee și crede în idei, atunci merită să începe să scrie un proiect și noi am primit sprijin și da, merită să faci dacă vrei.